fi consilier. Rușine să vă fie, a fost copii și consilier. I-ați votat, fraților, eu stau la țară, nu stau aici, i-ați votat? N-am votat nimic. Vă meritați soarta. Cum încolo să înceapă greu. Da, lacrimi și nervi la finalul ședinței de astăzi a Consiliului Local, ședință care a pecetluit, să zicem, soarta a fix 310 polițiști locali, care urmează să fie disponibilizați, din câte înțeleg eu, de la sfârșitul acestei luni sau, mă rog, începutul lunii noiembrie. Imediat vom avea și declarația din conferința de presă a domnului primar Constantin Toma legată de această situație. Haideți să vă prezint și invitatul meu din această emisiune, ca de obicei marți alături de noi, domnul avocat Florian Angelo. Vă salut, domnul avocat, ca de obicei mulțumesc frumos pentru prezență. Bună seara, cu plăcere. Mă bucur într-un fel că v-am invitat astăzi, adică e o coincidență fericită că poate le spuneți și polițiștilor locali ce șanse au. Înțeleg că vor contesta această decizie în justiție. Da, ne dați răspunsul ceva mai târziu. Ce mai putem urmări în emisiunea de astăzi? O să vedeți niște imagini mai spectaculoase, mai deosebite, mai nepotrivite. Da, uite, poate colegul meu chiar le dă drumul de acum, de pe post. Imediat sunt anunțați, sunt anunțat. Veți vedea și dumneavoastră, de fapt mai întâi aș putea să pun o întrebare. Dacă dumneavoastră credeți că o vacă poate încăpea în portbagajul unei daci, iată să vede treaba că încape, da? Acest animal în portbagajul unei daci, iată, nu știm dacă la finalul acestei curse sărmanul animal a mai supraviețuit sau nu. Din informațiile mele, ar putea să fie o speță interesantă pentru cei de la protecția animalelor. Înțeleg că pe lângă DSV ar exista și o astfel de instituție. Iată sărmanul animal. În fine, o să discutăm. Da, și câteva înjurături la adresa cameramanului TV Buzău că a surprins această imagine, adică bănuiesc că și-au dat seama ăia, transportatorii, văcarii, că totuși poate ceva era cam în neregulă. Acolo a mai tras puțin capota să vadă vaca mai puțin. Da, frumos. Bun, alt avertisment al primarului Constantin Toma, că după polițiștii locali, ar urma să urmeze disponibilizări și la Urbiserv. Și acolo sunt vreo 200-300 de angajați. Bun. Un subiect rămas din emisiunea de ieri. L-am discutat așa în pasant. Dar este destul de important. Cred că, de fapt, ăsta ar fi cel mai important subiect al emisiunii. Pentru că orașul Buzău are foarte multe blocuri. Da? Construite în perioada comunistă. În fața blocurilor mai există pe aici, pe acolo. Sau nu, exagerez. Există în marea majoritate a cazurilor câte o grădiniță, îngrijită sau nu. În marea majoritate a cazurilor, neîngrijită grădinița respectivă. E un lucru care ține de estetica orașului. Sunt buzoieni care sunt atenți la astfel de lucruri, alții care sunt mai puțin interesați. Cei care au ieșit nițel pe afară, dincolo de granița de vest a României, au văzut că în țările astea civilizate estetica asta este foarte importantă. Eu am văzut, de exemplu, în Austria, la prima mea ieșire în afara țării, și m-am mirat la momentul respectiv. Am văzut pe niște austrieci înspre Elveția, ăștia era câmp, da? Și ăștia austrieci, ăștia i-am văzut, erau cu tractorul, da? Și turnau bălegar pe câmp. De, bă, ce fac ăștia? Era iarbă, nu era nimic, nu era o cultură, ceva, grâne, era pur și simplu iarbă și aia turnau bălegar pe câmp, foarte atenți, aveau parcele delimitate. Într-o zi am văzut turnând bălegar, peste două zile am văzut pe austriecii aia
venind cu mașină din asta de tuns, da, și tundeau iarba după câmp. Era undeva între două sate. La un moment dat i-am întrebat, bă, dar ce faceți voi aici? Voi n-aveți altceva mai bun de făcut acasă, în gospodărie sau unde lucrați voi decât să îngrijiți iarba asta după câmp? Păi nu, domnule, că la noi contează estetica, ochiul. Când trece cineva cu mașina pe aici, mi-au zis ăia, da, să vadă frumos. Deci nu mai vorbesc ce era în interiorul unui oraș sau unei stațiuni acolo. Pe câmp, așa, între două sate. Și de asta avem și noi o discuție destul de interesantă, o deschid eu aici. E drept, este consecința unui mesaj de pe domnule primar Punro, ce facem cu grădinițele din fața blocurilor. Tot așa, dacă mă ajută colegul meu Alex să punem imaginile, cineva are grijă. Un buzoian a avut și are grijă de grădinița din fața blocului. Omul eventual a și împrejmuit spațiul din fața blocului, din grădiniței respective, numai că s-a trezit cu domnii de la poliția locală, care, ce credeți, domnul avocat? I-au dat amendă respectiv. Ia uitați ce grădină frumoasă și a făcut omul, da, respectiv o proprietară a primit amendă de la poliția locală. Și omul îl întreabă pe primarul, edilul orașului Buzău, domnule, ce să fac? Să las pârloagă acest spațiu respectiv neîngrijit? Sau din timpul meu liber cu cheltuielile mele să am grijă ca fața blocului nostru să fie frumos, da? Să existe plante, flori și așa mai departe. No, e o discuție destul de interesantă care se poate face și din câte înțeleg ar urma ca primăria să se aplece și ea asupra acestei probleme și să dea o rezoluție în perioada următoare, ca să știm cum procedăm. Nițel din politică, dacă avem timp, domnul Romanescu de la PNL să ia de ăștia de la PSD, zicându-le candidaților de la deputăție sau de la Senat, da, să-și dea demisia din funcțiile pe care le ocupă. Unul e pe la ANRP, așa, și altul domnul Țepeluș de la HD. E o discuție de principiu aici, dacă ar trebui ca respectivii să-și dea sau nu demisia din funcțiile pe care le ocupă. E drept că domnul Romanescu de la PNL nu s-a uitat, vreau să zic din emisiunea de, dar nu s-a uitat prea bine în curtea proprie, care la rândul candidați, din câte înțeleg, directoarea școlii din Cizlău candidează și ea, sau e pe listă, dar nu s-a referit la ăia din curtea lui, s-a luat de ăia de la PSD. Păi de asemenea, Romanescu a stat liniștit pentru că cei din curtea lui au foarte puține șanse să iasă deputați. Da, ăia de la PSD au șanse să iasă parlamentari. De asemenea, mai discutăm nițel despre un fapt interesant. Din noiembrie, da, veste bună pentru ăștia de la Mărăcineni și chiar pentru cei din Săpoca, atenție, unde au suportat ei 9 luni problema cu transportul. Din noiembrie sunt informat de primarul din Mărăcineni, ba și de partea cuiva de la primăria Buzău. Vor circula din nou maxi-taxi dincolo de la podul de la Mărăcineni, vreo 9 în același timp, ceea ce va însemna că va fi o fluență de 5 minute, da? Atât va dura intervalul dintre două maxi-taxi. 15 lei biletul, da? E, frumos! 15 lei? 15, nu, 15, 1,5 lei. A, un leu adică, jumate. Nu, 15.000 de lei vechi, da, să fiu jumate. Mai exact. Da, și pe final, declarația domnului Atanasiu, cum că Buzăul a rămas mult în urmă față de județul Buzău, comunele, localitățile județului Buzău față de cele din Ardeal. E drept, a zice eu că nu e o chestie prea nouă, dar a rămas de mult în urmă, că noi aici la Buzău am fost sub turci și ăia până Alba Iulia, de unde e domnul Atanasiu, au fost sub austrieci. Noroc că au avut ce învăța, dar zice domnul Atanasiu că la el până Alba, pe acolo, și așa o fi. Dom'le, nu e localitate care să n-aibă apă, canal, eventual gaze, asfalt. Acum noroc că vine domnul Atanasiu și candidează la Buzău, că altfel ar fi jale după lume, știi? Dacă n-am fi aflat, n-am fi știut lucrul ăsta. Nu știam. Diferența care este? În Ardeal a fost dinainte, de pe vremea comuniștilor, erau
Majoritatea mai comunilor. Mai dezvoltat. Cu apă, cu canalizare. Deci nu este o realizare a regimului de după 1990. Nici vorbă. Erau dinainte dezvoltați. Oricum, domnul Atanaseu zice că primare de acolo, după Nalba, au și atras foarte multe fonduri europene. Da. E altă mentalitate, altă cultură față de muncă, față de comunitate. Acolo comunitățile sunt chiar foarte bine gospodărite, nu numai pentru că au primari gospodari, ci pentru că acolo oamenii chiar se consideră într-o comunitate. La noi au început să dispară, să zicem, spiritul și mai ales morala satelor românești. Bun, haideți să intrăm mai abitir, așa, mai pândelete în subiectele pregătite pentru astăzi. Haideți să vedem ce a zis domnul primar Constantin Toma la finalul ședinței de Consiliul Local, în care s-a aprobat această concediere în masă la stat. La Buzău nu s-a mai întâmplat așa ceva. Iată, peste 310, mai exact, polițiști locali vor fi concediați. 299 care erau la serviciul ăsta de pază din unitățile de învățământ și câți? Și vreo 11 care lucrau la dispecerat. În total 310 polițiști locali. Domnul Toma prezintă în acest fel această decizie. Pe de o parte, se aplică legea, întrucât există cu Toma un polițist local la 1000 de locuitori, și pe de altă parte, în acest fel, primăria va face o însemnată economie de bani, o economie financiară de câteva zeci de miliarde, dacă nu chiar 100 sau mai bine 200 de miliarde pe an, bani care vor putea fi folosiți în modernizarea orașului Buzău. De bani vechi, de bani vechi, nu ne speriați. Bani vechi, bineînțeles. Păi, eu deocamdată, sau și mulți dintre telespectatorii noștri, încă își fac cumpărăturile, calculele în bani vechi. Bani care, miliardele astea, vor putea fi folosite, zice domnul Toma, da, pentru asfaltare, modernizare și așa mai departe, astfel încât orașul Buzău să nu mai fie atât de mult rămas în urmă precum suratele sale, în special de prin vestul Europei. Haide să nu, vestul țării, scuze. Haide să ascultăm declarația primarului. Bineînțeles că există și acest eveniment neplăcut, respectiv de a elibera, de a scoate afară din sistem peste 300 de oameni. Dar acest lucru se face ca efect al legii, în primul rând și în al doilea rând, pentru economii la bugetul local. Am pornit acum 4 luni, practic un handicap de 5,6 milioane de euro, pe care sperăm ca până la sfârșitul acestui an să-l anulăm, astfel încât începând din 2017, să putem avea banii necesari, deocamdată lucrăm numai la proiecte, să facem să se vadă ceva în orașul nostru. Această organigramă, practic, intră în funcție pe 1 noiembrie, pentru că mai sunt pași premergători, respectiv informarea prefecturii și așa mai departe. Deci de la 1 noiembrie, practic, se intră în efectivitate, ca să zic așa, și vom declanșa și în același timp și angajarea pe noile posturi, respectiv concursuri, pentru toate posturile libere în momentul ăsta, care sunt 140. În același timp se vor da preavize și la polițiștii locali care vor fi disponibilizați. Deci acest preaviz, din câte știu, este de 20 de zile lucrătoare, asta înseamnă tot vreo 30 de zile. Oficial, nu am cum să dau garanții în momentul ăsta. Voi face, în schimb, un lobby legal de a ruga firmele care vor câștiga aceste licitații, pentru că s-au făcut analizele de risc aproape la toate școlile din Buzău și ei vor trebui să, deci vom declanșa cu data de 1 noiembrie și la centrele bugetare, pentru că tot noi plătim, vorbesc de cele 40 de centre bugetare din orașul nostru, vor declanșa în paralel cu preavizile care se vor da, vor declanșa și licitațiile pe fiecare școală în parte. Pentru că nu avem voie să le ținem noi. Noi dăm banii, atât, și ei țin aceste licitații. Mi se pare așa de evidentă situația, în sensul că spune foarte clar acolo un polițist local la 1000 de locuitori, încât nu avea sens să o contest. În același timp, repet, poliția locală ne costă 240 de miliarde de lei anual.
Siguranța cetățeanului buzoian înseamnă și stradă mai bună, și trotuar mai bun, și mai puțin câini fără stăpân, și așa mai departe. Deci, haideți să vedem în ansamblu ceea ce înseamnă lipsa de bani în această primărie. Deci eu nu pot să fac proiecte fără bani. Da, l-am ascultat pe domnul primar explicând decizia care s-a luat astăzi în Consiliul Local. 240 de miliarde, zice domnul Toma, că ar costa anual finanțarea activității poliției locale, drept nu doar cei de la pază, cât și ceilalți de la ordine publică, de la disciplină în construcții, de la disciplina în circulație și așa mai departe, bani care vor fi folosiți pentru modernizarea orașului Buzău, zice domnul Toma, ce se va economisi. Ce-am mai reținut eu de acolo, că a recomandat domnul primar, bine, nu e o noutate, firmelor de pază care vor câștiga licitațiile organizate de școli să îi angajeze pe domnii polițiști locali. Eu le ziceam în emisiunea de ieri că poate exista și varianta, acum nu știu dacă este sau nu, valabilă părerea emisă de mine ieri, că există și posibilitatea ca școlile, unitățile de învățământ să-i angajeze direct pe acești polițiști locali. Da? N-au posibilitatea să nu mai deruta lumea. Am derutat lumea. Înseamnă, deci nu, atunci numai pe în firme de pază. Da. Se poate. Haideți să luăm un prim telefon în direct din partea unui telespectator, că așteaptă cineva de vreo 5 minute și pe urmă revin la dumneavoastră, domnul avocat. Bună seara! Bună seara! Vă rog! Tot respectul pentru emisiune și pentru domnul avocat. O întrebare pentru domnul avocat. Puțin mai tare, dacă se poate, vă rog. O întrebare pentru domnul avocat, dacă îmi permiteți. Așa, e bine. Domnul avocat, avem și noi o întrebare public, dacă se poate și dacă puteți să-mi răspundeți. Noi însemnând polițiștii locali, da? Da. Da. Formulați întrebarea. Raportul audit financiar, făcut de către Curtea de Conturi, unde s-a depistat anumite nereguli de cheltuieli personal. Deci au depistat, am o rugăminte, dacă se poate. Cine trebuia, deci Curtea de Conturi către Primăria Buzău și cine trebuia să facă contestație în justiție? Asta este singura întrebare, da? Da, pentru că eu am pus astăzi o întrebare și mi s-a răspuns altceva. Eu aș dori, dacă se poate, dânsul să-mi răspund în direct. Da, ok, o să-i adresez eu și mai multe întrebări. Adică, domnului avocat, vis-a-vis de această speță? Noi, ca persoane care suntem angajați, puteam să facem prin instanță contestație sau instituția? Da, mulțumesc frumos pentru intervenție, domnul meu. Domnul avocat, domnii polițiști locali care vor fi concediați, au declarat și la finalul ședinței că se vor adresa instanței, da, pentru a anula această decizie de Consiliul Local și poate și pentru a contesta decizia Curții de Conturi. Domnul care a sunat este exact domnul care vorbește, încerca să-i convingă, să-i înduplece pe consilierii locali din ședința de astăzi să nu voteze această hotărâre. N-a reușit. Au fost 18 voturi pentru și doar 4 voturi împotrivă. Împotrivă au votat Silviu Roșioru, Viorel Ion, fostul antrenor de la Gloria, independentul Bebe Ionescu și domnul Vasile Gheorghe, consilier local din partea PMP. În rest, ăilalți 18, 11 de la PSD, 2 de la ALDE, 4 de la PNL, plus Ion Marin de la PMP, încă au votat pentru concedierea polițiștilor locali. Acum să îi răspundem întrebării telespectatorului nostru. Unde pot ei contesta, din câte înțeleg, această hotărâre de Consiliu Local? Sunt două chestiuni, sunt foarte multe chestiuni, dar să încep cu... Pe scurt, domnul avocat. Ai răspundit domnului care a pus întrebarea. Actul de control al Curții de Conturi nu mai poate fi contestat, pentru că acesta se contesta într-un anumit
termen și exclusiv de către primărie. Mă rog, de către unitatea administrativ-teritorială, care a fost obiectul, care a făcut obiectul verificării și care a fost obligată prin acest act de control să ia măsurile pe care le-a anunțat primarul. Deci această obligație o avea profesional cei din primărie. Erau obligați, din punct de vedere deontologic, să declară, să atace în instanță. Păi de ce de obligați? Aveau posibilitatea, nu obligația. Am zis obligația deontologică, profesională. Trebuiau să verifice dacă s-a respectat de către Curtea de Conturi legea. Dar aici era, chestiunea era simplă. Deci Buzău avea 4,2 salariați în plus față de dispoziția legală, care spune că pentru comunitățile... Domnul Tom a zis că era foarte clar, n-avea de ce să conteste câtă vreme e o lege... Un polițist local la 1000 de locuitori, deci numărul de polițiști locali era mai mare. Deci actul de control nu mai poate fi contestat, trebuia să fie contestat din punct de vedere profesional de cei din primărie care aveau obligația aceasta. Domnul Toma nu-l interesa să conteste raportul că face un bine bugetului primăriei treaba asta. Aici este o mare gogoașă. De ce? Păi ai spus tu și ai lucrat cu cifrele astea, 24 de miliarde. Este 240 de miliarde. 240 de miliarde. Este vorba de 2.400.000 de lei noi. Da. Și știi cât este bugetul municipiului pe un an? Peste 1.200 de miliarde. Adică, frate, nu mai îmi spune cu... Faci o economie. Da, și o veste bună să le spun celor de la poliția locală care urmează să fie disponibilizați. Ei vor fi primii care vor fi angajați de către societățile de pază. De ce? Societățile de pază sunt obligate să angajeze personal care au acest atestat de agent de pază. Deci nu pot angaja pe cine vor ei, ci numai cei care au atestat-o. Deci o parte dintre dumnealor vor fi preluați de către aceste societăți de pază. Dar stați puțin, că nu am terminat cu speța asta juridică. Pot contesta în instanță polițiștii locali această hotărâre a primăriei și decizia Consiliului Local Municipal? Nu e a primăriei, este hotărârea Consiliului Local și poate fi contestată în anumite condiții legalitatea ședinței, de convocare a ședinței, modul în care s-a votat, dar nu votul cu privire la... Deci nu poate să conteste votul cu privire la problema înscrisă pe ordinea de zi. Păi nasol așa pentru ei. Păi este. Deci din punctul ăsta de vedere trebuie să apeleze... Nu, trebuie să apeleze la cei patru care au votat împotrivă sau cât ai zis. Așa. Care, fiind consilieri care au votat împotrivă, au deschisă calea... Deci ei au deschisă calea atacării în justiție a hotărârii Consiliului Local. Ce să conteste? Că ședința a fost convocată legal din timp... Eu spun care este procedura sau din punct de vedere legal cine poate să conteste, nici într-un caz polițiști locali. Dar deci noastră că n-au șanse mari să conteste această hotărâre. Nu. Deci actul de control al Mai degrabă să înceapă să se obișnuiască cu ideea și să-și caute de muncă. Acum, eu nu pretind ca polițiștii locali, deși foarte mulți care m-au abordat și în perioada asta înainte de alegeri și după alegeri, cu privire la această situație, le-am spus-o și le-am spus-o și în alte emisiuni, că toată această situație se cunoștea, adică nu este inițiativa neapărat numai a Curții de Conturi. O parte dintre directorii școlilor deja aveau în proiect sau își propuseseră să renunțe la serviciile poliției locale. Iar unii au renunțat deja, măcar au mai tria din ei. Vorbeam cu cineva astăzi, din 6 sau din 5 a dat afară, 2 sau 3 au rămas mai puțin. Da. Deci din punctul acesta de vedere, situația este din punct de vedere legal. Situația este clară. Nu mai poate fi contestat actul de control al Curții de Conturi, hotărârea Consiliului Local... Și nici nu prea local, au ce să dea în judecată. N-au, păi. Iar hotărârea Consiliului Local poate să fie atacată de cei patru consilieri care au votat împotrivă cu privire la legalitate și așa mai departe. Asta e... nu înseamnă mai nimic asta. Mai luăm un telefon în direct din partea al cuiva. Bună seara! Bună seara! Tot eu am revenit. Vă mulțumesc, domnul avocat. Am reușit public să... de la dumneavoastră. Chiar am pus o întrebare astăzi domnului Florescu, care este și pregătit ca persoană juridică. Consilierul Florescu, care a fost președintele tribunalului. Corect. Am pus astăzi o întrebare. Cine putea să facă la raportul de audit financiar contestație? Și mi s-a răspuns dumneavoastră.
Nu, nici vorbă. Nu. Deci este o înregistrare pe care noi... Eu vă cred, dar nu se pune problema. Deci, bineînțeles, deci asta am vrut să aud de la dumneavoastră. Domnul Florescu, chiar am spus că nu am pregătire juridică și mi s-a spus, da, de ce n-ați deschis dumneavoastră acțiunea în instanță? Și am zis, nu am putut, pentru că dumneavoastră, instituția Curții de Conturi cu instituția primăriei. Exact. Nu există așa ceva. Deci, exact. Domnul avocat, este o înregistrare pe care noi o să punem într-adevăr pe instanță, pentru că s-a căutat în așa fel ca să nu se facă... contestație, să nu fie contestat raportul Curții de Conturi. Exact. Da, știți care e problema? Că este vorba de administrația PSD-istă, așa cum spunea domnul Toma, anterioară acestei administrații. Da, mulțumesc frumos pentru intervenție, domnul meu. La revedere. Legat de această speță, foarte scurt, domnul avocat, zice domnul Toma că se vor face... de către unitățile de învățământ licitații pentru angajarea firmelor de pas. Da, fiecare director de centru de acesta așa va organiza licitații și va stabili care este numărul optim pentru unitățile școlare respective pentru a asigura școlile nu vor rămâne fără pază, da? Nu. Orice s-ar întâmpla, indiferent ce variantă se va găsi, fie asta cu angajarea direct de către școală, acest dumneavoastră că nu se poate, fie cu firme de pază, școlile vor avea parte de pază. Obligatoriu, este obligatoriu. Nu se poate să facă o unitate școlară să fie vraiște. Mă rog, să n-aibă niciun fel de pază în ceea ce privește accesul în incinta școlii respective. Mesaje din partea telespectatorilor, unele mai răutăcioase, așa cu polițiștii locali. Există locuri de muncă numeroase la croitorii, în fabrici și așa mai departe, dar acolo trebuie să muncești, nu să stai cu fundul pe scaun, zice cineva. Ar fi bine să fie atâtea locuri de muncă, dar nu prea sunt. Nu prea sunt. Cinste celor care au votat împotrivă, ne scrie altcineva. Un om înțelept a spus în emisiunea precedentă că primăria nu e firmă ca să facă profit. Profitul pe care trebuie, de care trebuie să fie interesat Toma este în oameni. Rușine consilierilor care au votat pentru lăsarea pe drumuri a 310 oameni. În 26 de ani nicio organigramă a primăriei nu a fost respinsă. În vara asta a fost respinsă de 4 ori ca fiind ilegală. Ce a aprobat azi e o mare aberație. De ce nu s-a luat în calcul ideea domnilor Ionescu și Roșioru de a forma o nouă direcție la Urbiserv eventual, formată din polițiști, din foști polițiști locali, pentru a se asigura paza școlilor. Deci să ființa primăria, bun, nu mai sunt polițiști locali, dar înființăm o altă structură, da, în cadrul primăriei sau unei societăți pendinte de primărie, unde să fie mutați polițiști ăștia locali și să facă în continuare treaba pe care au făcut-o până acum. Bun, Urbiserviu a fost, să spunem, cu grijă căpușat, cu grijă aproape îngropat, pentru că se urmărea la un moment dat preluarea... Urbiservul are problemele lui. Da, și se urmărea la un moment dat preluarea acestei societăți de către un investitor local și acolo greu de crezut că ar fi putut să și asigure veniturile necesare să angajeze un asemenea număr de persoane. Deci nu cred că era o soluție. Tânărul polițist din imagine este un om deosebit, un profesionist care are și studii superioare. Nu merită să fie aruncat afară cu atât sânge rece, rușine, ne scrie altcineva, dar e un băiat deosebit. Problemele sociale sunt inerente unor asemenea decizii, dar legea, chiar dacă nu ne place, va trebui să fie aplicată. Asta e situația. Bine, nici nu mi-a plăcut poziția lui Toma, care a amenințat volat că, domnule, cine votează împotriva nu știu ce, răspunde personal. Păi răspunderea, din nefericire, este tot colectivă la Consiliul Local, nu este personal. Da, mai luăm un telefon în direct de la altele spectatori. Bună seara, spuneți, vă rog. Bună seara, domnul Oraș, bună seara, domnul avocat. Vă rog. Vreau să vă aduc și eu la cunoștință un aspect care practic nu are legătură cu emisiunea de astăzi. Deci, ba, da. Am avut o acțiune în instanță la judecătoria Buzău. Acțiunea a fost, sau cererea pentru acțiune a fost depusă undeva până luna iunie. A fost programat, deci, în luna octombrie. Am avut surpriza că acolo, deci eram pe rol la numărul 32
Ședința a început la ora 9. La ora 9 și 10, dosarul meu numărul 32 a fost rezolvat simplu. Se amână pentru data de 28-11. A, s-a amânat. Da, s-a amânat, da. Deci domnii judecători spun că sunt în grevă ca să o dea afară pe doamna ministru al justiției. Din punctul meu de vedere, nici eu nu o am la suflet pe doamna ministru al justiției. Doamne ferește dacă aș întâlni-o pe stradă și doamne ferește dacă aș avea o armă de foc, că s-ar putea să întâmple ceva ce... Aole, nu ziceți la fel cum a zis cineva în emisiunea de ieri. Așa, dar întrebarea este în felul următor. O apun întrebare pentru domnul avocat, că dânsul poate e în problemă. Deci și cum sunt plătiți în perioada asta? Domnii judecători, vă referiți? Da, domnii judecători, da. Erau acolo, deci, câteva procese pentru succesiune. La un moment dat, deci erau niște femei venite pe la munte, vă 8 surori, plus martori veniți cu cheltuielele de rigoare, plângeau. Nu ne interesează, suntem în grevă. Mi se pare o atitudine absolut sfidătoare, mai ales la salariile de mizerie la care sunt plătiți domnii judecători. Da. Cei mai proști dintre ei sunt plătiți la salarii de mizerie. Da. Așa, nu știu, e ceva ce nu poate fi descris în vorbe. Mulțumesc frumos pentru intervenție, domnule, și pentru problema ridicată. Deci, întrebarea dacă judecătorii primesc salariul întreg sau eventual și niște sporuri pentru această perioadă când nu profesează. Nu, primesc salariul întreg nu pentru că nu profesează, de profesează, pentru că au, din punctul acesta de vedere, administrativ de rezolvat atâtea chestiuni cât nu se pune problema că ar sta degeaba. Ce, numai că nu soluționează la gază, ce nu, fac numai că nu soluționează, asta? Numai că nu soluționează cauzele pedinte pe rol. Atât. Dar în rest, stai liniștit. A, studiază dosarele, ziceți dumneavoastră. Nu mai studiază. Acum este o procedură. Păi atunci, stați puțin, că n-am... Deci dosarele nu le studiază... Nu, de studia și le studiază. Și nu judecă procesele respective, atunci ce fac administrativ? Nu știu, dau deci, cu mătura? Ce... Din punct de vedere administrativ, este o procedură absolut imbecilă. Lăsăm la o parte că, după părerea mea, este nelegală și neconstituțională. Ce? Acea procedură prealabilă a Camerei de regularizare și așa mai departe, în care dacă un judecător care n-are ce face, cum spuneai în perioada asta, consideră că n-ai făcut nu știu ce, că nu ai respectat nu știu ce hârtie n-ai depus, anulează ca atare cererea de chemare în judecată, știi? Și omul ăla face o cerere de revizuire, de reexaminare, să respinge și reexaminarea respectivă și n-ai ce să faci. Trebuie să dai alți bani, alte distracții. De ce? Pentru că ei nu judecă, care... nu? Nu. Pentru că i s-a părut judecătorului că nu știu ce hârtii n-ai depus. Iar domnul care a intervenit... Deci sunt plătiți 100%, da, domnul avocat, da, în perioada asta. Iar domnul asta. Care a intervenit are mare dreptate, adică s-au dat niște termene în perioada asta și se dau niște termene din cauza acestei proceduri. Vin oamenii la proces de la țară. Exact. Înainte, chiar dacă era un pic populistă chestiunea respectivă, e prima faptul că omul ăla nu poate să fie purtat pe drumuri și șuntat, practic îi se respinge, îi se neagă dreptul de a accesa justiția. Îi doare pe ei la bască, pe judecător. Asta e cu totul altceva. Dar unde e asta, la judecătorie sau la tribunal? La judecătorie, da, și la tribunal, stai liniștit. Deci și colo și colo. Da. Domnul avocat nu poate zice și dânsul prea multe că acolo are meserie, acolo e meseria dânsului și nu se poate pune așa rău cu judecătorii. Nu, s-a terminat, abia așteptă, vei avea niște conflicte din astea, da? Strict legale. Cum se poate așa ceva? Deci nu se poate așa ceva. Zice, domnule, pentru accelerarea justiției facem această procedură prealabilă. Și tot se lungește și se dă, deci din iunie se dă termen în septembrie și septembrie, cum a spus domnul de mai devreme, deci oricum, gata, terminat. A zis și dumneavoastră că nu e corect, prea cușer ce se întâmplă cu protestul ăsta. Nu este în interesul cetățenilor. Vreau să vă mai întreb ceva, domnul avocat. Vi se pare normal ca un președinte de secție la Curtea de Apel Ploiești, președinte de secție la Curtea de Apel Ploiești, da? În funcție, da? Să aibă copilul, băiatul, cu două condamnări penale pentru corupție, luare de mită, băiatul avocat, trafic de influență și să fie în continuare în funcție ca șef de secție la Curtea de Apel?
ca principiu sau strict moral, așa, strict constituțional și legal, n-are nicio legătură. Adică nu poate să faci răspunzătorul părintele pentru tâmpeniile pe care le face copilul. Dar în justiție ar exista oarece, să zicem, îndreptățiri să măcar să renunțe la funcția respectivă. Dar strict legal n-are nicio legătură. Corect. Da, strict legal nu, dar moral așa, când ai copilul cu două condamnări, de ce bine l-ai educat tu pe fiul respectiv și... Bine, dar asta nu înseamnă că părintele sau... Și ăla făcea trafic de influență pe seama pozițiilor părinților care erau amândoi judecători. Da, omule, dar asta nu înseamnă că cei doi părinți nu sunt profesioniști, da, și trebuie să... Eu mai am încredere, domnul copil, avocat, sau un justițiabil mai are încredere în doamna judecător respectivă când judecă? Aia e cu totul altceva. Da, avem telefon, nu? Bun, ne cerem scuze pentru această mică acoladă pe care am făcut-o în emisiune. Luăm următorul telefon. Bună seara! Bună seara, domnul Aureș! Vă rog! Două probleme vreau să vă aduc la cunoștință. Deci nu se face, cum zice domnul Toma, cum să vă spun eu, să aduce economie. Economie. Unu. Înainte de a se face licitația pentru paza la fiecare școală sau la, cum a zis domnul avocat, pe centre, că s-ar putea să facă la 2-3 școli, da, există o lege de acum 2 ani care se face analiza de risc. Analiza de risc o face societățile specializate sau un PFA autorizat, care vine și spune câte posturi de pază poți avea în curtea respectivă sau în școala respectivă, da? Și după ce se face analiza de risc, se dă o hârtie în care să începi licitația. După ce se face licitația, trebuie să se facă un proiect de pază autorizată, tot la fel de o firmă specializată și care trebuie aprobată de către poliția municipală. Bun, deci ziceți dumneavoastră în concluzie că dacă sunt dați afară 310 polițiști locali, da, vor trebui angajați tot 310 agenți de pază. Să, nu, s-ar putea să fie 200, dar s-ar putea să fie și 360 sau 400. Am înțeles. Adică depinde. Păi da, dacă e vorba de doar 200, cum a zis dumneavoastră în urma analizei, să face o economie. Da, nu mai sunt plătiți 110 inși. Domnul, știți cât costă o analiză de risc? Se ia la metru pătrat. Așa. Da? Și este 8 euro metru pătrat. Ia faceți-o. Cât metri pătrați are o școală? Bun, dar spuneți... Am înțeles, dar... Stai un pic. Spuneți, domnule, că această analiză de risc și toate cheltuielile astea trebuie să fie făcute de primărie. Asta ați vrut să spuneți. Exact. Că nu se face nicio economie. Exact, asta este. De asta am spus că este o gogoașă. Mai mult, salariile care le vor lua cei care vor câștiga licitațiile, tot primăria le suportă. Da. Tot primăria le suportă. Dar și aici, din câte înțeleg eu, în timp ce pentru un polițist local să plătea o sumă mai mare, da, cu taxe, cu tot, să ajungea poate, cine știe, 25-30 de milioane sau și mai mult, pe ăștia, pe agenții ăștia de la firmele de pază, o să-i plătească cu salariul minim pe economie sau ceva. Acum, pe acolo. Dar știți cât e ora la agentul de pază la ora actuală în municipiul Buzău? Minimum 11 lei pe oră. Ia face socoteală. Mi-e greu să fac acum această socoteală, dar domnul Toma zice că se va face economie. Domnul Toma nu știe, domnule, i-a aruncat gogoașa. Cum nu știe? Asta? Dacă nici domnul Toma, care a fost în top 300 oameni de afaceri și este unul un foarte bun matematician, dacă nici domnul Toma nu mai știe, atunci domnule, cine știe? A fost în primii 300, de ce insolvență, domnule? Ei, lăsați-l săracul, nu asta e problema. Aveți dumneavoastră dreptate, adică cheltuielile adiacente pentru schimbarea sistemului de pază a școlilor va fi costisitor, foarte costisitor. Iar exact. Orele de pază a agenților, pentru că nici ăștia nu pot să fie plătiți așa cum ar vrea unii cu salariul minim pe economia națională. Nu pot să fii, domnule, cu salariul minim pe economie. Mai exact. Mult de atât, autoritatea unui paznic este... mai mică decât autoritatea unui polițist local. Da, da. Și ultima problemă pe care vreau să vă spun, deci domnul D'Angelo, știți bine Varea Sărnicului, eu am fost sâmbătă la Lopătari. Și vreau să vă spun că în centru, deci asta e pe lângă subiect, în centru, lângă Muntele de Sare, în centru nu străzii, a drumului județean 203K, s-a format o groapă
de 1,5 metri adâncime cu 3 metri diametru, care nu se mai poate trece nimic, domne. Jumătate cu apă din ea plină. Din cauza sării, ziceți dumneavoastră? Nu, ce cauza e, domne, e de 3 luni de zile, domne, e ceva de groază. Adică, păi știu că sarea corodează domne, asfaltul. Domne, că e corodată, toată partea este altceva și au venit, au mai reparat, dar acum de 2 luni de zile și ceva, groapa aceea este plină cu apă, ferească Dumnezeu într-o noapte, să cadă un... Mie îmi pare rău că n-am filmat-o, știți? Băi, vă rog, când vă mai duceți la țară, faceți și o poză și ne dați și nouă la redacție. Dar acolo m-am să-mi plimbare, nu m-am dat țară, dar vreau să vă spun că e jale, domne, nu se poate. Am înțeles, mulțumesc frumos, ne interesăm. Uite, mi-am notat aici la lopătare, a zis, da? Deci, la muntele de sare, deci nici primarul este la lopătare, nu-l interesează, nici primarul de la Mânțeles nu-l interesează. E ceva de groază. Aia e drumul da. Județean, are ce... O să ne interesăm noi și o să intereseze, măcar pe de la Consiliul Județean. E măcar să noastră și să intereseze arbitrată locală, așa e. Mulțumesc frumos pentru intervenție, domnul meu. Rămâne să vedem asta, dacă se face sau nu economie la nu buget. Dacă nu se face nicio economie, n-am făcut nicio brânză eu din punctul ăsta de proporția. Vedere. Proporția, deci 1.200.000 cheltuiala cu respective polițiști locali la un buget de 1.000 de miliarde. Adică lasă... De ce, domnul primar, nu ne-a întrebat și pe noi, părinții care avem copii la școală sau la grădinită, dacă vrem ca școlile să fie păzite de firme? La primul incident din școală, cum va răspunde domnul primar? Își va da demisia? Nu. Acum, problema este destul de delicată, în sensul că nu primarului ăsta, în funcție, se poate reproșa ceva, ci celuilalt. Adică primarul ăsta a trebuit să respecte un act de control și o decizie a Curții de Conturi. Și în final, sau în principal, dispoziția legală cu privire la numărul de polițiști locali la 1.000 de locuitori. Dar acum n-aș fi vrut să spun, pentru că nu vreau să se simtă nimeni jignit, dar toți cei care au fost angajați în poliția locală știu foarte bine că au existat anumite mijloace și metode prin care s-au angajat. Deci acesta a fost umflat organigrama poliției locale. Cu piloși, domnul avocat, nu? Nu neapărat cu piloși. Dar cu ce? Din dorința de a-și asigura un electorat. A, votant fost... pentru Boșcodară. Asta este chestiunea. Da. Mai luăm un telefon în direct și pe urmă trecem și la alte subiecte. Uite, cu vaca din portbagaj. Bună seara! Sunteți în direct, spuneți, vă rog. Au. Închideți televizorul sau dați-l foarte încet, vă rog, dacă se poate. Ziceți. Da, nu putem lua acest telefon. Haideți să vedem imaginile cu vaca transportată în portbagajul unei dacii. Da? Am trăit să o vedem și pe asta. A rămas și eu mirat azi dimineață când am venit la redacție. Prima dată n-am zis că e ceva deosebit, dar până când am văzut imaginile... Da? V-ați fi imaginat așa ceva, domnul avocat? Din nefericire, în preajma Crăciunului, nu odată, de ce să nu recunosc, când mă duceam pe la țară, porci în spatele la Dacia. Adică sărmana Dacia asta atât a transportat de la cărămiză, orice. Așa că nu e surprinzătoare. Singura chestie că a chinuit sărmanul, animala aia toată. Este un mânzat. Ce faceți voi, uite-l pe ăsta? De ce ne filmați? Stați să tragem capul să nu se mai vadă vaca. Da, să o mai și împingem nițe. Da. Rămânul nostru e descurcăresc. Da. Poate fi sesizată, domnul avocat, să poate întâmpla să primească vreo amendă? Deci este o contravenție, este o contravenție la la legea circulației. Sigur că și în ceea ce privește animalul respectiv chinuit poate să fie amendați. Dar ce să facem? Asta este societatea în care trăim. Asta știu oamenii să facă. Nici nu există, să zicem, servicii specializate care să asigure transporturi speciale. Asta e un transport special. Cine ar putea să plătească sau să organizeze asemenea transport? Da, înțeleg că există, s-au interesat domnii de la DSV și de poliție, chiar au cerut imaginile colegilor mei.
pentru a identifica pe acești transformatori, pe acest cowboy, da? Moderni, da? Care au Dacie și, nu știu, le vor da, cred că le vor da vreo amendă, vreo sancțiune. După numărul care e de Brăila, da? În mod sigur proprietarul este cu totul altul, a vândut-o, n-a schimbat registrarea de la primărie, n-a schimbat numărul de matriculare. Întrebare, domnul avocat, o fi supraviețuit sărmanul animal până la destinație? Da, a supraviețuit. Da? E rezistentă vaca românească? Animalele sunt rezistente. Da. Haideți să mai luăm un telefon în direct. Bună seara, spuneți vă rog. Alo? Da, sunteți în direct, spuneți vă rog. Bună seara, domnul Tereacă, și bună seara, domnul avocat. Bună seara. Vă rog. Aș dori să vă informez în legătură cu ședința care a avut loc astăzi la primărie. Da. În legătură cu aspectele care dumneavoastră le-ați prezentat, nu sunt adevărate, cu salariile polițiștilor. Deci nu au 2800, nu au 2300, ci au 1150 de lei salariu net la ora actuală. Am înțeles. Să stabilim, să nu facem diferențe sau să afirmăm pe post anumite sume. Stați puțin, eu voiam să zic de salariu brut. Nu contează brutul, că și brutul poate să ajungă la 3000, dar cu ce rămâi în mână? Păi nu, dar, brutul vă spun eu cât este, 1815 lei. Este alocată suma pentru un polițist local. Eu aș vrea să întreb acum pe domnul avocat, că este emisiunea la dumneavoastră și dânsul e priceput pe partea juridică. Care e avantajul atunci între o firmă de pază și un polițist local? Că pe lângă ce a spus dumneavoastră că e un salariu, deci angajat pe salariu minim, firma trebuie să aibă un profit. Exact cum a spus anterior domnul care a vorbit. Da, și deci, ce dumneavoastră că se va compensa, îl plătește mai puțin pe agenda, firma... Exact, și numărul, iar ea o gogoașă mare care o să vehiculează, este problema că cât s-au redus numărul de polițiști, corect, dar cât vor fi agenți de pază? Tot așa, un număr mic care efectuează în plus ore suplimentare, care nu sunt plătite, în loc de 3 polițiști cum erau acum, or să fie 2 agenți de pază. Da. Și suma va fi mult mai mare. Deci domnul Constantin Toma astăzi în primărie a spus, domne, cum închidem primăria, ce facem, domn consilier, că nu avem bani, facem economie. Domnul meu, aveți certitudinea că ne vom interesa câți agenți vor fi angajați în locul polițiștilor locali și cât va plăti primăria pentru acest serviciu? Că tot din buzunarul primăriei se plătește și pentru agenții de pază. Încă o dată spun, deci, dacă suma va fi similară, da, găsesc că n-am făcut nicio brânză prin darea afară a polițiștilor locali. Știți cum e? Intenția lui domnul Constantin Toma de la începutul campaniei dânsului a fost clară. Afară cu polițiștii locali, afară. Aici deducem că dânsul a urmărit ce a urmărit. Să introducă pe piață firmele de pază care dânsul are anumite datorii. Să știe foarte bine din campania electorală. Să fac niște speculații, dar ele sunt contrazise, speculațiile astea. Nu cred că, să zicem că avea suficienți bani să-și facă campanie electorală. Nu, domnul Angelo, știți foarte bine cum e astăzi cu politica. Da. Băieții deștepți trebuie să-și bage în buzunar bani. Și cu cele mai bune afaceri sunt cu statul, domnul Angelo. Domnul meu, eu încerc să fiu cât se poate de imparțial. Să nu țin nici partea domnului Toma, exact, nici partea polițiștilor locali. Dacă se va face într-adevăr și în cetățeni care n-au nicio treabă cu polițiștii locali și zic așa, domnule, dacă se face într-adevăr o economie de 100 de miliarde de lei vechi pe an și cu banii ăștia vedem asfaltate 10 străzi, înseamnă că am făcut ceva. Are eficiență un pic, are eficiență. Care, domnule, cu 100 de miliarde nu asfaltezi nicio stradă, ce naiba? Nici o stradă, nici un kilometru, domne, ce naiba vorbim. Deci problema este clară, s-a vrut eliminarea din sistem a polițiștilor locale. Deci mulțumesc frumos pentru intervenție, domnul meu. Bun, dar noi putem pune în cârcă lui Toma chestiunea respectivă. Scurt, asta este. Dispoziția legală este clară, raportul și actul de control al curții de conturi este limpede, n-avea ce să facă. Umflarea schemei a fost făcută de un social-democrat. Acum, actualul primar, el este lista sau în grada social-democraților, dar... E mai liberal, a recunoscut și domnul Ciolacu. Luăm și noi o pauză de publicitate de 3 minute. Revenim când o să discutăm despre grădinile din fața blocului, despre maxi-taxi care nu mai circulă seara pe traseu.
dar și despre asta cu grădinile, că chiar mă interesează și nu știu cum a putut un polițist... Sunteți și noastră grădinar în timpul... Nu, dar nu știu cum a putut un polițist local să-l amendeze pentru ce. Da, vedem după pauza de publicitate. În această emisiune, domnul avocat Florian Angelo. Primul subiect din partea a doua emisiunii noastre. Cu sau fără grădină în fața blocului? Grădină îngrijită. Da? Haideți să vedem și fotografia. Pățania unui locatar din municipiul Buzău, care... să înțelegem că a îngrădit oarecum spațiul din fața blocului și a avut grijă de această grădiniță platând diferite flori. Acum e octombrie, bănuiesc că nu mai așa frumos, dar... Nu, trandafirii sunt la fel de frumoși. Da, bine, dar vă dați seama cum e aceea când? În aprilie, iunie, așa, da. Iulie, o frumusețe, da? E, domnul respectiv, cred că este și el care locuiește la parter, aci, a fost amendat de poliția locală, da? Pentru faptul că a îngrădit acest spațiu din fața blocului, spațiu care n-ar aparține proprietarilor, nici blocului, da? Din câte înțeleg, conform legii, proprietarii dețin doar un metru, da? De la marginea peretelui. De la caz la caz. Așa, domnul a fost amendat de către poliția locală și omul se întreabă pe bună dreptate, îl întreabă pe domnul primar Toma, domnule, vă rog să-mi spuneți ce să fac, dacă să mai am grijă de această grădiniță sau dimpotrivă să las acest spațiu de izbeliște. Părerea dumneavoastră, domnul avocat, și apoi luăm și telefonul. Păi hai să spun repede, mă așteaptă telespectatorul un telefon. Legal este amendabil cetățeanul pentru că a îngrădit. Să ne înțelegem. Este domeniul public și n-ai cum să-l îngrădești. Dar faptul că are grijă de o grădiniță, de spațiu verde care trebuia să se ocupe, de care trebuia să se ocupe spații verzi de la Urbis, este lăudabil. Și vreau să spun că... Cum? Dar stați puțin, că a zis ceva interesant. Adică de acest spațiu ar fi trebuit să ocupe preocupe primăria, da. Fiind domeniul public? Da. Deci păi și Urbis, n-o să, când se va ocupa Urbisul? Serviciul de spații verzi de la Urbis trebuia să ocupe de chestiunea. Păi ăștia au și angajați de-abia să ocupă de parcurile din oraș, dar să intre pe la miile de blocuri din Buzău să aibă grijă de acest spațiu. Auzi, dar știi cum fac parizienii, domnule? Parizienii au pus pe Sena barje din astea dezafectate și acolo cultivă flori, barbuști. Este pur și simplu o campanie cetățenească ca să mărească și să întrețină spațiile verzi. Lăsați-i pe ăștia, pe pariziene sunt extraterestri. Nu, domnule, spuneam că și în Buzău se întâmplă lucrul ăsta. Du-te pe strada Carpați să vezi spațiul acesta care, de care trebuia să se ocupe și pe care se află și copaci, tei și așa mai departe, plin cu trandafiri. Și le îngrijesc locatarii de acolo. Mă rog, cetățenii de acolo. Păi, n-au fost încă amendați. Nu, să vedeți când își iau o amendă. Nu sunt împrejmuite. Oamenii își plantează acolo trandafiri tot la fel de frumoși. Dar ceea ce ți-am promis de multă vreme că îți trimit o fotografie, că și acum este... Unde a zis? Strada Carpat? Carpați, da. Deci când o să-mi iau concediu la anul... Acolo. E plin cu trandafiri. O săptămână mă duc pe Strada Carpați. Trandafiri cățărători. Superb. Vreau să spun că ți-am trimis sau vreau să îți trimit o fotografie, să vezi fiecare crăpătură de pe trotuarele din strada paralelă cu Oltului, fiecare crăpătură are o pătură de tufănele din acelea. Deci ies foarte bine mersi în fiecare. După excursia asta, revenim la problema noastră, domnul avocat. Cum trebuie procedat? Fără să îngrădească spațiul respectiv. Păi dacă n-ar mai îngrădi, ar veni oile și ar mânca florile de acolo, dacă n-ar îngrădi. Ori fi și buzoieni cărora nu le pasă. Uneori să treacă pe acolo. Nu trece nimeni printre trandafiri. Printre trandafiri nu trece nimeni, stai. Trandafiri sunt aia că nu văd foarte bine. Deci, ziceți dumneavoastră să nu îngrădească? Nu, să nu îngrădești. N-ai de ce să faci gărduți, pentru că trandafirii, e adevărat că sunt frumoși, dar au și spini.
Bun. Dar să îngrijească în continuare. Sigur că da. Sau dacă îngrădește, să facă cum? Cu un gărduț așa? Nu, fără niciun fel, fără niciun fel de gărduț. Fără niciun fel de gărduț. Da. Asta e situația, ce să-i faci? Bun, haideți să luăm telefonul, îngerând scuze telespectatorului care a stat mai 10 minute pe fir. Sperăm că mai e. Bună seara! Da, bună seara, domnul Tăreacă și invitatului dumneavoastră. Aș avea și eu o scurtă întrebare pentru domnul avocat, dar mă scuzați că intervin pentru subiectul anterior. Foarte polițiști. Scurt, dacă poate, domnul avocat. Dacă în instanța de judecată polițiștii locali vor câștiga procesul, cine va plăti salariile angajaților care au fost disponibilizați și cu obligația de repunere în serviciu, primarul sau primăria? Dacă să presupunem că s-ar câștiga totuși procesul și ar trebui să se plătească aceste salarii, atunci, după părerea mea, cred că ar fi o gaură inestimabilă în bugetul local să plătești o firmă de pază totodată și salariile câștigate în instanță de polițiști locali. Bun. Bine, mulțumesc frumos pentru intervenție, doamnă. Eu știu că este interesantă chestiunea respectivă, greu de crezut că vor câștiga în instanță, pentru că n-au ce să conteste, dar eu nu știu, nimeni n-a zis până acum dacă există sau nu contract colectiv de muncă la poliția asta locală și dacă se plătesc salarii compensatorii pentru concedierile colective. Că și asta este o problemă. Adică dacă în contractul colectiv de muncă era prevăzută plata unor salarii compensatorii pentru concedierile colective, atunci... Bun, dar doamna azi așa, să-i răspundă plătește? Totuși întrebări punctuale, cine va plăti, primăria sau primarul? Nu e plătit. Adică primăria? Adică primăria, Consiliul Local, Unitatea Administrativă Teritorială, ordonatorul de credit este adevărat că cât e cât va dura un astfel de proces? Nu durează mult. Cu ani un proces. Nu. Spețele din domeniul litigiilor de muncă nu durează. Și mai e dar uite, ziceam că vorbesc mai puțin despre speța asta cu poliția locală, dar încă 20 de secunde. Dau în judecată primăria, da? Vine judecătorul și începe să judece speța respectivă. Să suspendă hotărârea de Consiliul Local în momentul în care începe judecata până la finalul procesului sau... devine executorie hotărârea. Bun. Suspendarea, așa cum a făcut Escaru, poate fi cerută, dar numai în măsura în care se atacă în mod legal hotărârea Consiliului Local. Eu, din punctul meu de vedere, nu știu cum a respins excepția lipsei de calitate procesuală a lui Tescaru. Deci Tescaru nici măcar nu putea să stea parte în proces. El în calitate de director a atacat hotărârea Consiliului Local. Dar asta e o chestie juridică. Bun. Și n-are rost. Gata. Trecem la altceva. Ce aveam? Bun, asta cu grădinița din fața blocului, ca să concluzionăm aici, domnul avocat. Zice domnul Toma ceva interesant la mesajul cetățeanului respectiv. Domnul meu vă va căuta cineva din primărie pentru a discuta soluția legală. Personal apreciez efortul dumneavoastră pentru frumos, aveți o grădină superbă. Mă gândesc ca împreună cu Consiliul Local să promovăm o hotărâre prin care să încurajăm oameni ca dumneavoastră care pe banii și pe timpul lor înfrumusețează Buzău. Vă mulțumesc, semnat domnul Constantin Toma. Da, soluția adică, legală asta este să scoată împrejmuirea de acolo, n-are voie. Sau să se dea o hotărâre de Consiliul Local care să reglementeze această treabă. Ar însemna să fie standardizate gărduțele acelea, tot pe o cheltuie era primăriei să facă standardizarea. Dar nu știu dacă ai observat, vis-a-vis de tribunal, au fost scoase gardurile alea care protejau trandafirii. Da. Nu știu care e rațiunea, dar mă rog. Clară treaba, n-ai de ce să împrejmuiești domeniul public. Bun. Firmele de maxi-taxi nu mai respectă seara programul. Plângeri ale telespectatorilor venite de-a lungul săptămânilor și lunilor. Acum am ajuns și eu la subiectul ăsta. Ce se poate face? Au semnat un contract cu primăria, cu un orar pe care nu-l mai respectă. E drept că și ăștia de la firmele de maxi-taxi înțeleg că au și ei dreptatea lor, că seara nu mai sunt clienți. Nu mai sunt merge maxi-taxi singur, da. Sau ia un cetățean și îl duce de la gară până la crâng. Da. Și cetățeanul și ăștia n-au mai mers, da? Și mai e cât un cetățean din ăsta seara care ar fi mers cu un maxi-taxi și ăsta vine și reclamă. Bun. Ce-i de făcut în speța asta? Contractul e contract, trebuie să respecte orarul pe care... cu care a câștigat licitația, numărul de... Chiar dacă e treaba lui. Care doar pe câte unul? Sigur că da. Deci, din acest punct de vedere, soluția este plângere la
co-contractant, deci la primărie, ca primăria să-l atenționeze că dacă mai persistă să nu respecte orarul pe care l-a aprobat la momentul respectiv, își pierde licența. Și atunci să liniștesc oamenii. Poate să dea și amendă sau? Nu, amendă nu. Dar deci doar să-și pierdă licența. Răspunderea contractuală este reglementată, sper, cum trebuie și atunci poate să... E drept, când eram student, venea metrou pe la Republicii, pe acolo, erau doi inși în tot metrou sigur seara. Da. Bun, deci ziceți dumneavoastră ce trebuie să facă? Să conteste la primărie, primăria să... Nu, să sesizeze primăria și să facă primăria un control? Exact, în funcție de prevederile contractuale, să vadă care sunt sancțiunile. Bun, care pot și dacă ăla de la Maxi Taxi zice patronul, păi da, domnule, dar ăluia de la primărie care merge lui. În control, păi da, dau faliment așa, e treaba lui. Geaba, benzina, e treaba lui. Deci e treaba lui atunci când a făcut oferta sau când a participat la licitație pentru a obține traseul respectiv și a făcut niște calcule, inclusiv riscul de a nu avea călători și deci încasări după o anumită oră. Dar contractul trebuie să fie respectat. Bun. Ați tras concluzia, trebuie să vină Maxi Taxi. Dacă nu vine, ăla riscă să-și piardă licența, da? Sau să îi se aplice o sancțiune sau o penalizare prevăzută în contractul pe care l-a încheiat cu primăria. Bun. Încă un subiect foarte rapid. Întrebau telespectatorii în această emisiune cine a dat aprobarea pentru cașcarabeta aia de lângă XXL de acolo, de pe trotuar. Ne-am interesat pentru telespectatorii noștri. Cei de la primărie ne-au zis că aprobarea a dat-o personal domnul viceprimar Andrei Neder. Da? Domnul Neder, am luat legătura și cu domnul Neder, am mers mai departe pe fir și domnul Neder a confirmat acest lucru. A dat și o explicație pentru acest fapt, că a dat acel acord de teren pentru această cașcarabetă, că deocamdată mai există astfel de rulote în municipiul Buzău, autorizate până la finalul anului de către fosta administrație Bârlă Boșcodeală, da? Și că dacă n-ar fi dat dânsul autorizație, proprietarul ar fi dat în judecată. Dom'le, dar pe aia de ce e autorizat și pe mine nu? Așa a dat explicația domnul Neder. Ține? Nu prea ține, dar nu asta este problema. Problema este că acolo unde a dat aprobarea împiedică circulația pietonală. Adică poți să dai aprobarea undeva unde nu împiedică circulația pietonală și nici nu stânjenește circulația sau parcarea autovehiculului în spațiu public. Aceasta este singura, să zicem, critică. Păi, mai e una, că oamenii zic, vedeți că are un furnal din ăsta și când face mici sau nu, șaurma sau nu știu ce, îi deranjează olfactiv pe aia de la bloc. Aia este deja rezolvată pentru că Direcția de Sănătate Publică a dat un aviz, pompierii au dat un aviz, toată lumea a dat niște avize dintre cei păi care... Păi au dat aia aviz, dar cetățenii n-au dat aviz de la blocul ăla. Da, nu e vorba de avizul cetățenilor, este problema să primească avizele de la instituțiile care sunt chemate să se pronunțe cu privire la funcționarea... Păi și cetățenii ăia n-au și niciun nu, cuvânt? Nu, cetățenii sunt în blocul respectiv și au acolo alte reguli. Da? Ei nu sunt de acord. Au venit și pe aici, am la mine, pe la redacție. Cu ce nici facem eu nu sunt de acord. Pentru nu că pot să țin geamul deschis, stau toată ziua să miros micilul ăla sau omleta, ce-o făcând ăla acolo. Ar fi bine să aibă ăla un asemenea adevăr. Nu, singura chestiune constă în nerespectarea dispozițiilor legale cu privire la ocuparea spațiului pietonal. Bun, asta bun. Și domnul Neder cum a dat atunci autorizație? Nu știu, problema domnului Neder. Pe trotuar. El nu s-a uitat, l-a întrebat pe ăla, dar unde pui cașcarabeta? Da, dar scuza asta că îl dădea în judecată că la alții l-a dat autorizație, nu ține. Adică îi dai autorizație de funcționare, dar nu pe spațiul respectiv. Dacă ai unde să-i dai, bine, dacă nu... Asta este. Am înțeles. Mulțumesc frumos din nou, domnul avocat, pentru părerea pertinentă exprimată. Mai luăm un telefon, ultimul din această emisiune, foarte rapid, vă rog. Ne dau colegi afară. Bună seara! Bună, sunteți? Mai este? Nu mai este. Bun, rapid, câteva mesaje pe final de emisiune. Zice cineva că se pare că nu numai la fotbal se pricepe tot românul, ci și la legi în privința polițiștilor locali. Pe toate posturile locale e un dezastru, ne zice cineva, adică am fi discutat pe lângă subiect, ne zice telespectatorul nostru. Bun, ne zice cineva că
Cașcarabeta s-a dat pe ochi frumoși, că respectivul patron are relații în primărie. Domnul Nedăr a zis că, domnule, o să facem un control după aceste sesizări și vedem ce se mai întâmplă, dar oricum nu va mai funcționa de la anul, când în municipiul Buzău se va face un regulament și în privința comerțului stradal. Da? Facem un regulament și trecem pe hârtie unde se poate face acest comerț și nu mai închidem ochii, da? Vis-a-vis de lucrurile care ar putea să fie în neregulă. Păi există și acum regulamentul. Dacă, da, dacă nu fi avut timp să-l descopere Neber și cei care sunt la conducere acum, e altceva. Da, bun, alte mesaje. Suntem doi soți care lucrăm amândoi la poliția locală. Avem și un copil cu dizabilități. Suntem disperați. Ce facem în atare situație? Nasol. Da, situațiile sociale sau problemele familiale sunt deosebit de grave, din punctul meu de vedere. Dar, în general, este bine să se ferească, nu, la cei doi mă refer, ca soții, ambii soți să lucreze în aceeași instituție, pentru că se pot întâmpla situații de genul. Se mai întâmplă. Firmele de pază nu respectă liberele legale, agenții lucrează cu ore în plus de recuperat. Oare siguranța copiilor noștri nu este mai importantă decât economiile făcute la buget? Întreabă tot așa cineva. Ce situație la firmele de pază, mă abțin să le cataloghez, pentru că i-a transformat pe agenții de pază în niște sclavi, în niște... Da, asta e situația și capitalismul. Da, mai mă întreabă cineva, domnul avocat, cum comentați listele PSD pentru parlamentare? Le-ați văzut? Le știți? Da, din punctul meu de vedere au un mare merit. Nu are nici la Senat lista și nici la Camera Deputaților, nici una Agamiță Dandanache, ceea ce este un succes. Adică nu sunt... Nu sunt parașutați de ce... Orașe. Da. Bine, mulțumesc frumos pentru prezență, domnul avocat. Atât pentru astăzi. Rămâneți pe TV Buzău, urmează jurnalul. Până mâine, eu vă spun la revedere.